O nouă demisie la guvern. Ministrul fondurilor europene, Aura Răducu, și-a depus astăzi mandatul din guvernul Cioloș. Demisia vine la solicitarea premierului, care s-a declarat nemulțumit de faptul că ministrul nu a reușit să-și îndeplinească obiectivele stabilite pe termen scurt. Ministrul fondurilor europene și-a depus astăzi demisia din cabinetul Cioloș. Aura Răducu a precizat că premierul a fost cel care i-a solicitat să părăsească echipa guvernamentală. Având în vedere nemulțumirile domnului prim-ministru legate de obiectivele pe termen scurt privind activitatea mea, la cererea domniei sale îmi depun demisia din funcția de ministru al fondurilor europene. Regret că nu am avut șansa de a duce la bun sfârșit acțiunile propuse, dar rămân un susținător al politicii de coeziune, al principiilor europene și al utilizării cât mai eficiente și profesioniste a fondurilor europene pentru dezvoltarea economică și socială a țării. A precizat Aura Răducu într-un comunicat de presă. Este al doilea ministru din cabinetul Cioloș care demisionează. Ministrul Muncii, Ana Costea, și-a dat demisia de curând, după scandalul salariilor pentru bugetari.